un apartament care l-a achiziționat în 2005-2006, când nici nu era parlamentar. Și este pe numele fiului meu și a fost totdeauna proprietatea lui. Este proprietatea fiului meu, care e căsătorit, are copii. Titularul este fetița mea, care este majoră. Fetița stă, deține stătătoare acolo și eu stau la soția mea, la Buzia, și v-aș ruga să vedeți acolo tot în declarația de avere cum este casa și când este această casă. Și am considerat că de la Buftea până la București nu e niciun fel de problemă și nu solicit bani pentru cazare. Nici hotel, nici bani pentru cazare. Conform declarației de avere, deputatul PC Ion Diniță deține 2 apartamente în București, unul în Marea Britanie, 3 apartamente și 2 case în Brașov, 3 case de vacanță în Poiana Brașov, Năvodar și în Săcele, 2 apartamente în Sighișoara și o casă de locuit în Gugești.